100.000 de persoane au semnat până acum această inițiativă, potrivit căreia copiii sub 16 ani vor avea acces la rețelele de socializare doar în baza unui acord explicit exprimat din partea părinților. Dacă încalcă regula, companiile care dețin platformele ar putea fi sancționate cu o amendă de până la 0,4% din cifra de afaceri. Avem copii care și-au luat viața ca urmare a provocărilor din online. Haideți să ne aducem aminte 2016, Balena Albastră. 6 copii din România au pierdut lupta cu viața. Astăzi avem provocări care pentru noi adulții ne înfioară. Să-ți capsezi buzele, să-ți oprești respirația. Documentul pus în dezbatere publică nu arată clar cum își vor exprima părinții acceptul, însă acest lucru va fi stabilit de Ministerul Digitalizării. Psihologii spun că o astfel de limitare i-ar ajuta pe adolescenți să se dezvolte normal departe de filmele agresive de pe TikTok sau de orele pierdute cu postările pe Instagram ori Facebook. Suntem cert convinși că adicțiile de mediu online există. Cred că este o metodă de protecție și este în interesul adolescenților, pentru că preocuparea lor accentuată legată de aceste platforme aduc foarte multe dezavantaje. Printre părinți, părerile sunt împărțite, însă toți sunt de acord că e nevoie de o reglementare. Sigur că este important să ne uităm la TikTok, pentru că sunt țări care încep să-și pună din ce în ce mai multe întrebări referitoare la ceea ce reprezintă această platformă, pentru că sunt filmulețe pe acolo de noaptea minții. Cred că trebuie să existe un fel de control din partea părintelui, dar nu la modul global încât să interzici copiilor, ci mai degrabă să știi tu ce face el la tine acasă. Îngrijorarea că are acces la multe informații care nu le trebuie lor. Cu telefonul în mână și la baie, dacă s-ar putea. Proiectul este acum în consultare națională ca să afle de el cât mai mulți români. După ce se vor mai strânge semnături, documentul se va transforma într-o inițiativă legislativă și va fi depus la Parlament.